Au fost peste 21.000 de apeluri false sau abuzive la 112 în doar 6 luni, la nivelul întregii țări, spun statisticile. În Argeș, anul trecut s-a sunat fără motiv de 996 de ori și pentru asta s-au dat 788 de sancțiuni, din care 594 de amenzi în valoare de 940.000 de lei. Au fost și situații în care autoritățile au fost solicitate la cazuri hilare, de exemplu, pompieri, ambulanța și poliția au fost chemate la Ștefănești, în Argeș, pentru un bărbat pe care vecinii nu-l mai văzuseră de câteva zile. Culmea a apărut când l-au strigat polițiștii la poartă. În tot acest timp a fost în casă beat. Sunt beat. Ești beat? Da. Păi și de ce nu răspund la telefon? Se întâmplă să avem și alerte care nu se confirmă din mai multe cauze. De la începutul anului până în prezent, pompierii argeșeni au avut în jur de 40 de situații cu alerte false. Este important pentru noi ca atunci când se sesizează un eveniment la numărul unic de urgență 112, să vă asigurați că ați făcut tot ce era necesar pentru a putea oferi cât mai multe detalii, astfel stabilind și dacă este o situație de urgență la care este nevoie de intervenția noastră. Ca să combată acest fenomen, autoritățile au organizat campanii de conștientizare privind apelurile false, fiind vizați în special minorii.